Traderi, este data de 12 ianuarie. În acest video o să vorbesc despre un pic mai mult despre GBP/USD și apoi o să discutăm despre aur. Deci doar două asset-uri în video de astăzi. Bun, deci GBP/USD o să încep cu graficul weekly. După cum vedem, pe weekly din 2007, GBP/USD s-a tranzacționat descendent, dar acest trend descendent este conținut într-un falling wedge. Avem această spargere în august 2020, o retestare și GBP/USD începe să crească. De la acest maxim din mai, cred că, da, mai, iunie 2021, GBP/USD începe să scadă, ceea ce de fapt este o corecție a acestui trend început în martie 2020 de la acest minim. Și după cum vedem, paritatea s-a întors din acest nivel de suport, foarte important de suport. Putem să ne gândim că va continua ascendent și ca și targeturi pot fi văzute acest 1.42, acest urmat de 1.5, prag psihologic și așa mai departe, dar putem să ne gândim pe termen lung că paritatea va atinge chiar acest nivel de undeva de la 1.7. Cum spunea, dacă ne uităm pe termen mai scurt la GBP/USD, pentru o poziție pe termen scurt, observăm că GBP/USD a depășit acest nivel de rezistență de care am vorbit eu, am fost short, am închis poziția ieri, bine, nesemnificativ, undeva la 10 pips profit sau ceva. În momentul de față, traderii pe termen scurt pot căuta să cumpere undeva sub 1.36, iar paritatea ar putea ajunge undeva la acest, cel puțin la acest prag de 1.38, deci undeva la vreo 200 de pips. Stop loss-ul ar putea fi pus undeva sub 1.35. Cum spuneam, aur. Bun. Aici eu știți că am fost bearish. După ziua de ieri mi-am schimbat opinia. Și după cum vedem, ieri a fost o zi puternică de creștere pentru prețul aurului. Și uitându-ne la structură, observăm că după ce a avut această spargere falsă și prețul s-a întors, eu n-am luat-o atunci foarte tare în seamă pentru că era decembrie, o lună fără lichiditate foarte mare, vedem că prețul a început să crească, a format acest nivel de suport foarte clar undeva la 1785 și iarăși, deci după ce a început anul prost, a fost acea zi de scădere din nou, aurul a început să crească și ne aflăm în momentul de față peste acest nivel important de rezistență. De asta am și devenit bullish, pentru că am depășit acest nivel de rezistență de la 1810. În momentul de față, aurul corectează mișcarea de ieri și o retestare și apoi o spargere a acestei linii de trend devine foarte probabilă. Ca prim target ar putea fi acest 1832, dar mă aștept ca dacă prețul sparge această linie de trend descendentă să crească chiar mai mult, undeva la 1850, evident,
după aia chiar peste acest maxim de la 1877. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru atenție. Succes în tranzacționare!